Ramon Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Să mâncăm românește începe ușor-ușor să nu mai fie doar un slogan, iar factorii politici fac în sfârșit primii pași pentru a readuce la dispoziția românilor produse alimentare made in România. Pe lângă pariul cu zootehnia sau dezvoltarea industriei de procesare prin programul Investalim, dezvoltarea sectorului legumicol prin realizarea unor centre de colectare și depozitare de legume-fructe este unul din punctele cheie pentru obiectivul care vizează cât mai multe produse alimentare made in România, pe rafturile supermarketurilor din țara noastră. Ministerul Agriculturii are în vedere construirea prin Casa de Comerț Unirea a 15 centre de colectare legume și fructe, iar bazinul legumicol Dăbuleni, județul Dolj, se află în prima linie. Alături de cele din județele Buzău și Olt, după cum a anunțat ministrul Florin Barbu, prezent în bazinul legumicol Dăbuleni. Împreună cu administrațiile locale ale comunelor din bazinul legumicol Dăbuleni, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de legume și fructe din județul Dolj. Centrul va avea 3.000 de metri pătrați, 4 benzi de sortare și spațiu cu temperatură controlată pentru a prelua, sorta și pregăti pentru valorificare producțiile fermierilor din acest bazin legumicol, a precizat ministrul Agriculturii. Construirea centrelor de colectare legume și fructe este un proiect angajament pe care demnitarul de la Meadere l-a luat în fața legumicultorilor din România. Împreună vom proteja și vom dezvolta sectorul legumicol și vom asigura românilor hrană sănătoasă și gustoasă, din solariile unor români harnici și patrioți, a scris ministrul Florin Barbu pe pagina sa de Facebook după vizita făcută recent la Dăbuleni.